Bună ziua și bun găsit la Transilvania la zi. Un val de pneumonii, de asemenea de viroze respiratorii, a lovit întreaga țară, iar formele sunt din ce în ce mai agresive. De asemenea, a crescut îngrijorător și numărul cazurilor de gripă. Toate aceste îmbolnăviri apar pe fondul încălzirii anormale a vremii. Vom afla care este situația în județul Cluj de la medicii de familie, dar și de la reprezentanții Direcției de Sănătate Publică. De asemenea, vom vorbi și despre sănătatea mediului, deoarece în Florești, cea mai mare comună din țară, ca număr de locuitori, gunoaiele nu se vor mai aduna de-a valma, ci urmează să fie implementat un sistem integrat de colectare selectivă pentru deșeurile de plastic, hârtie, sticlă și de euri. Mai multe informații despre modul în care acest proiect unic în România va funcționa vom afla de la primarul Horea Șulea. Dar mai întâi îl prezint pe colegul meu, Remus Florescu, jurnalist la cotidianul Adevărul. Bună ziua, Remus, bine ai revenit! Bună ziua și bine v-am regăsit! În Adevărul puteți citi, pentru că vorbeai despre viroze și sănătate, un interviu cu un medic rezident român la cel mai mare centru pentru tumori pe creier din Europa, la Rotterdam, adică. Este vorba de Victor Volovici, care a organizat la Cluj un seminar de neurochirurgie. Ce mi s-a părut foarte interesant din ce mi-a spus el este faptul că orice medic din Olanda își petrece 60% din timp vorbind cu pacienții lui. Și asta cred că ar avea un efect și la de ce spui tu acum, virozele și ce se întâmplă acum. Foarte multe cazuri apar probabil din cauza lipsei de informare și a lipsei de înțelegere a unor chestiuni importante în ceea ce privește răspândirea și modul în care ne prevenim aceste viroze și aceste probleme. Și 60% din timp, făcând treburi funcționărești, da? Din păcate. Pătându-și cap cu sistemul cardului și alte hârțogării. Da. Și un alt articol pe care vi recomand este interviul pe care l-am luat polițistului clujan, care are un caz similar polițistului din Brașov, Marian Godină. Și cea mai interesantă chestiune pe care mi-a spus-o e faptul că, după părerea lui, demisia șefului IPJ Brașov nu va rezolva deloc lucrurile și peste tot în țară sunt zeci de situații similare. Peste un an, doi, este foarte probabil să mai întâlnim un astfel de scandal. Singura soluție, spune el, este depolitizarea funcțiilor de conducere, atât în poliție cât în toate instituțiile. În tot sistemul. În tot sistemul. Asta este singura soluție. Bun, îți propun să trecem la primul subiect al zilei, care este din sănătate. Iarna blândă a favorizat apariția multor boli, iar cabinetele medicilor de familie sunt supraaglomerate. La Cluj, mii de persoane s-au prezentat la doctor în ultimele două săptămâni cu viroze respiratorii. Mai mult, la nivelul județului au fost înregistrate deja și 10 cazuri de gripă. Știrea, vă rog! De aproape două săptămâni, gradele din termometre nu au mai scăzut sub 0 grade Celsius. Temperaturile ridicate, dar și variațiile mari ale acestora, înregistrate în prima parte a lunii februarie, au făcut ca numărul pacienților de la cabinetele medicilor de familie să crească simțitor. Cred că din cauza faptului că n-au fost niște friguri din alea adevărate, n-au murit virusii și am avut câteva viroze respiratorii și mai am o fetiță mai mare, chiar și una digestivă săptămâna trecută. Trebuie să ne uităm un pic și la termometru, dacă acolo zice 8 grade, să ne îmbrăcăm conform la 8 grade, nu ca la minus 10 grade. Deci nici pe copii să nu infofolim, pentru că transpiră și atunci riscul de a se infecta și de a răci ulterior este mult mai mare. Să ne hidratăm corespunzător, așa, și să avem grijă cu aglomerațiile, deci să nu ne ducem acolo unde este foarte multă lume. Iernile blânde sunt nesănătoase, susțin însă cei mai în vârstă. Nu e sănătoasă deloc. E foarte bolnăvicioasă oarecum perioada asta și timpul ăsta, dar ce să facem? Ne acomodăm la... Dar mai de mult cum erau iernile? Iarna era iarnă,
era cel puțin 3 luni. Aromatism, da, mă afectează. Și când se schimbă vremea. Nu e de bine. Nu, nu, nu. Nu va fi. Mai ales pentru noi care am fost obișnuiți cu iarna. Pentru africanii aia și pentru aia merge acolo, că tot timpul e cald. Dar aici nu... afectează enorm de mult. Dar nu acum, pe parcurs, precis o să fie. Dacă am face un mic calcul, am vedea că depășim cam cu medie, cam cu 5-6 grade normele climatologice. Deci jumătatea aceasta de lună februarie, putem zice că a fost una dintre cele mai călduroase din ultimii 20-30 de ani. Prognozele meteorologilor spun că și în luna martie temperaturile vor fi mai ridicate decât media obișnuită, dar că vor fi și zile în care mercurul din termometre va coborî sub limita de îngheț. Alături de noi se află acum domnul doctor Ioan Mureșan, medic de familie. Bună ziua! Bună ziua! Bine v-am găsit! Exagerăm noi ziariștii sau într-adevăr numărul îmbolnăvirilor este mult mai mare față de perioada anilor trecuți, aceeași perioadă? Ne așteptam ca din decembrie să apară virozele sau din ianuarie măcar și uitați că multă lume se pregătește de mărțișor și abia acum vin îmbolnăvirile de iarnă. Nu exagerat și în fiecare an sunt vârfuri de viroze, adică numărul de viroze crește. Într-adevăr, în ultimele, 10-14 zile, a crescut și numărul de persoane bolnave și a crescut și gravitatea lor. Ce înseamnă aceasta? Înseamnă că numărul de telefoane care îl primim la cabinet este mult mai mare decât înainte, iar cazurile care le trimitem pentru internare sunt mult mai mari, adică numărul de cazuri. Am avut și pneumonii, inclusiv la copii de o lună, dar am avut și pneumonii la persoane de 50-60 de ani. Deci, per total, au crescut. Cele mai multe afecțiuni sunt virozele? Știți cum am spus și cu altă ocazie, pentru noi ca și medici de familie este foarte greu să spunem că este o viroză respiratorie obișnuită sau că este o gripă. Tabloul clinic este asemănător și depinde foarte mult de organismul gazdă. Sunt oameni puternici care la 30 de ani au febră 39, îi doare capul, dar merg la lucru. Din punctul lor de vedere este foarte bine, din punct de vedere a celor din jur este foarte rău, în sensul că dacă el este profesor și merge la școală, poate îmbolnăvi copiii, dacă este medic și se duce la cabinet, poate îmbolnăvi pacienții, dacă este de orice meserie funcționar într-un ghișeu, lumea care vine în contact poate fi îmbolnăvită. Depinde deci foarte mult de modul de răspuns al fiecărui om. Virozele în general au simptome pe care toată lumea le știe, adică febră, dureri de cap, tuse, curge nasul, stare generală modificată. Pentru cazurile care sunt de gripă, tabloul clinic este mai zgomotos, mai alarmant. Am avut zilele acestea persoane care au avut febră 39,5-40. Persoane care au spus că le doare capul de simte că le pleznește. Persoane care spune că se învârte lumea cu ele. Și cei mai important, durerile musculare. Deci durerile musculare de obicei apar în stările gripale. Nu neapărat este gripă și nu neapărat trebuie lumea ca să se sperie. Indicațiile care le dau colegii noștri și de la București, de la Institutul Național, de la Matei Balș, sunt nu trebuie neapărat să meargă toți oamenii la medic. De ce? Se duc pentru un lucru simplu, nu au febră foarte mare, sunt lucruri care le pot controla singuri, se duc la medicul de familie sau în policlinică sau la camera de gardă, unde pot să aștepte, fiind multă lume, 2-3 ore și acolo dacă sunt câteva persoane care într-adevăr au gripă, pot să se îmbolnăvească așteptând acolo. Mai mult de atât, și lucrul acesta, marea majoritate a medicilor de familie îl avem zilele acestea, suntem asaltați de oameni care se sperie. Se sperie, spune, are copilul 37,2 și nu-l primiți astăzi. Păi nu pot să-l primesc, azi am 30 deja care sunt planificați și care sunt afară deja din ei 10. Dar 37,2 nu-i de speriat. Da, dar dacă apare ceva mai grav. Păi nu ai de unde să știi dacă apare mai grav, trebuie urmărit și trebuie văzut. Deci pentru noi... într-adevăr, sunt viroze multe, gripe am avut cam cât să zic 10% după tabloul clinic, am trimis și pentru internare eu personal de la cabinet, o parte sunt internați, o parte sunt în observație. Și ce tip de virus gripal? Virusul care circulă acum în România, și știți, le vedeți cam de vreo, o săptămână, două deja au apărut în mass media, sunt H1N1, adică este gripa porcină, gripa care a fost în 2009. Deci uitați că au trecut 6-7 ani de atunci. Despre care am vorbit luna trecută cu profesorul Căstină. Exact. Era atenționarea că vine din Ucraina. Exact. Și erau deja primele cazuri. Exact.
Mai mult de atât, norocul nostru că aceste tulpini sunt cuprinse în vaccinul obișnuit și marea majoritate a persoanelor vârstnice și a persoanelor care sunt cu boli cronice, care au primit pe gratis vaccinul de la Direcția de Sănătate Publică și care l-au administrat prin intermediul medicilor de familie, sunt acoperite pentru această gripă. Deci este un lucru foarte bun, iar la nivel național, ca niciodată, în acest an am primit vaccinul din timp, respectiv din noiembrie, să spunem, l-am făcut în noiembrie, decembrie, la unii chiar și în ianuarie, dar l-am făcut înainte de a izbuni acest val de epidemie și persoanele respective sunt acoperite. 600.000 de doze s-au distribuit în toată România și aproape 600.000 de doze au făcut. Eu am făcut 150 de doze la cabinetul meu la câteva mii de pacienți, dar e un lucru bun. Este tardiv dacă ne facem acum vaccinul antigripal? Se face numai toamna, așa, la finalul toamnei? Nu, nu, nu. Știți cum e? Ca și asigurarea de la mașină. E bine să o faci înainte de a avea evenimentul. Dacă persoanele respective știu că pleacă într-o călătorie, știu că au, prin virtutea serviciului, tangență cu multă lume care poate fi bolnavă, poate să-și facă vaccinul și acum, pentru că perioada de răspuns este cam de 7-10 zile, maxim 14 zile, iar după cum a început acest val de viroze, probabil mai ține încă o lună. Și atunci nu-i târziu să-ți faci asigurarea casco și înainte de a pleca la mare. Dacă dar nu mai aveți atunci doze. Noi nu avem doze și cele care ne le-au dat Direcția Sănătate Publică le-am făcut pe toate în ianuarie, dar un vaccin costă undeva 20-30 de lei și se găsește la farmacie și nu e un efort mare, având în vedere că persoanele care pot să facă gripă, toate la care le-am spus nu erau vaccinate și au spus, vai domnul doctor, deci știam că așa de rău făceam vaccinul, în sensul că medicamentele care le cumperi poate să coste de 10 ori mai mult, dar nu e vorba de preț în sine, e vorba de suferință, adică faptul că ai febră foarte mare, faptul că te doare capul, faptul că nu poți să desfășori activitatea, mai mulți bani pierzi în timpul respectiv că stai acasă exact decât că ai fi la serviciu. Știm că sunt, mai ales acum în ultimii ani, foarte multe persoane care sunt reticente la a face vaccin. Ce pot face acești oameni ca să evite totuși o îmbolnăvire? Știți cum e? Noi ne-am învățat ca lucrurile care sunt, știu cu studii, lucrurile care sunt ok, să fie acceptate cu drag de toată lumea. Și de-aia vedeți că de 10 ani spune la televizor să consumăm lichide și să nu mâncăm sărat, să nu bem mai mult alcool decât e necesar. Și nu este doar un slogan. Pentru aia puțină lume respectă. La fel și vaccinurile, ele și-au dovedit eficiența pe parcursul câteva sute de ani, dar avem, știu, 10% în populație care nu are încredere în general în niciun fel de vaccin. Din păcate, săptămâna trecută am avut caz de rujeolă, de pojar, care n-am mai avut din 1997. Eu, la cabinet, luna trecută am avut caz, care e internat. La fel sunt în județul Cluj câteva cazuri, probabil că ați văzut sau ați discutat cu cei de la Direcția Sanitară în zona Deș, Beclean, Târlișua sau chiar și în Cojouna, copii cu rujeolă, care nu e o boală gravă, mai de mult când eram copii se făcea rujeolă, dar erau alte condiții, mâncam mai sănătos atunci, nu aveam atâtea after school-uri și atâtea activități extrașcolare prin care eram nas în nas sau cum suntem acum și atunci modul de răspuns era mult mai, știu cum să zic, mai bun de cum e acum. Și revin la partea cu întrebarea dumneavoastră, dacă lumea nu vrea să-și facă vaccin, nu e nicio problemă, poate să facă lucruri ușoare, adică să nu vină în contact cu persoane bolnave, să mănânce fructe, să mănânce legume, dacă eventual s-a îmbolnăvit, să stea acasă, să nu meargă în colectivitate sau la serviciu de unde duce și pentru ceilalți sau poate să iau încă o boală nouă. În rest, tratamentul este simplu. Din păcate, oamenii nu înțeleg nici acum, după atâția ani de cât o vorbim de viroze și de gripe, nu este un tratament special pentru viroză. Organismul este pus singur să lupte, organismul își face anticorpi, organismul e cel care se bate cu virusul. Și aici depinde foarte mult de zestrea care o ai tu și de imunitatea proprie. Medicamentele care se dau, și aici spun un secret al medicilor, faptul că vine pacientul și ne dăm o rețetă și pe față și pe dos cu tot felul de medicamente antitermice și vitamine, nu acele medicamente îl vindecă. Medicamentele acelea îl ajută să treacă mai ușor prin boală, dar organismul este cel care trebuie să lupte cu virusul respectiv și să scape de virus. Din păcate, sunt persoane care la 3, 4, 5 zile, 7 zile după o îmbolnăvire, o viroză sau o gripă, fac din nou febră și acelea sunt persoanele care ajung din nou la medic pentru că fac suprainfecție bacteriană și ajung să facă pneumonii, ajung să facă otite, să facă alte probleme și să ia antibiotice și să ajungă în spital. Mă regăsesc în acest tablou. Eu peste o infecție virală am luat și am făcut și o infecție bacteriană, prin urmare nu am scăpat de antibiotic. Când se prescriu antibiotice? Când trebuie să luăm? Un lucru bun, cum să zic, în ultimii 10 ani, lumea, sau știu eu, în general, în zona Clujului, Ardealului,
nu mai vrea să ia antibiotice cum luau acum 10 ani. În sensul că atunci, la orice răceală, și acum putem să spunem denumiri, pentru că denumiri generale luau biseptor și doxiciclină, tetraciclină, medicamente care, din păcate, prin faptul că le-au luat oamenii și când trebuie și când nu trebuie, nu-și mai fac efectul. De exemplu, doxiciclină sau tetraciclină nu mai folosim de 20 de ani. De ce? Pentru că le-au luat pentru lucruri la care nu era indicat neapărat folosirea de antibiotic și în felul acesta au apărut rezistențe. Acum lumea este atentă și chiar am pacienți care spune nu vreau antibiotic. Eu mă bucur, deci oamenii spun, domnule, nu vreau antibiotic. Și atunci pentru viroze nu le dăm antibiotice pentru că nu au efect. Le dăm medicamente antitermice, vitamine, dezinfectante, expectorante și așa mai departe. Dar dacă tabloul clinic este modificat în urma examenului obiectiv care îl face medicul, constată că are amigdalele cu puroi, cu secreții, are modificări la nivelul plămânilor sau se fac analize de sânge și medicul hotărăște că nevoie de antibiotic, în funcție de vârstă, de greutate, de aspectul clinic al pacientului, se hotărăște care antibiotic, pentru că și aici avem cam 100-200 de feluri de antibiotice și nu se dă cel mai puternic de la început. Cel mai bine ar fi să facă un exudat faringian și e, dacă depistează ceva, să facă acea antibiogramă? Da, e corect ce spunem noastră, dar dacă este o pneumonie, la pneumonie nu are mare importanță secreția faringiană, iar pentru a stabili dacă pneumonia respectivă este cu un anumit fel de microb sau cu un alt fel de microb și a face antibiogramă e mai greu și atunci aspectul radiologic, analizele de sânge, examenul obiectiv care îl face medicul este cel care hotărăște ce fel de antibiotic. Altfel spus, lăsați medicul să hotărască ce antibiotic, nu căutați în sertar ceva ce v-a rămas de data trecută, nu luați de la o vecină sau nu insistați la farmacie, dați-mi ceva că nu mai pot, am febră 40, vreau antibiotic. Nu, febră 40 poate să ia antitermic. Teoretic, farmaciile nu eliberează. Da, și un lucru bun, să știți că în felul acesta avem o colaborare bună cu farmaciile, pentru că înainte farmacistele cedau la insistențele părinților, dați-mi pentru copilul antibiotic sau pentru cineva din familie sau merg la țară și acolo nu are acces la farmacie. Spuneați că există riscul pentru cei care nu sunt foarte grav să ajungă într-un cabinet medical și să ia de la alții. Când ar trebui să se îngrijoreze și dacă totuși nu e așa de grav, ce ar putea să facă acasă, să zicem? Haideți să ne împărțim în trei categorii. Deci prima categorie sunt persoane care au stare generală bună, care au febră relativ mică până la 38,5 și care, știu, sunt mai curajoase și mai descurcărețe. Ele pot să ia atunci medicamente gen paracetamol sau ibuprofen, e o denumire generică, de aia nu spun denumirea medicamentului, dar toată lumea le cunoaște. Pot să-și ia dezinfectante pentru gât, să consume lichide, o baie fierbinte și să stea acasă. Dacă este copil, primește motivare. Dacă este copil de vârstă preșcolară, cu atât mai mult să nu intre în colectivitate, unde și dorm acolo și mănâncă și stau de la ora 8 până la ora 17. A doua categorie sunt persoanele care fac febră mare de la 38,5 până la 40, dar care au mai avut simptome asemănătoare, care, știu eu, n-au o meserie care neapărat implică prezentarea la serviciu și pot să încerce o zi, două, să facă un tratament simplu, adică cu antitermice, cu dezinfectante. Și pentru care e nevoie să prezinte la medic, știu eu, după o zi, două, pentru că dacă febra este în continuare mare, necesită ajutorul medicului. Și a treia categorie sunt persoanele vulnerabile, adică persoanele care, indiferent de vârstă, au ast bronșic, au diabet, au tensiune, au o problemă cu ficatul, o problemă cu tensiunea și așa mai departe, la care mecanismele de apărare nu sunt la fel de puternice ca la un tânăr de 30 de ani care nu are aceste lucruri. Și atunci, pentru dânsii, e bine să prezinte la medic de la început, dacă au febră, să spunem, peste 38-38,5 și medicul hotărăște dacă schimbă tratamentul care îl are pentru boala de bază plus tratamentul pentru afecțiune acută. La telefonul avem acum pe domnul doctor Mihai Moisescu Goia, director executiv al Direcției de Sănătate Publică Cluj. Bună ziua! Să rămână dumneavoastră și tuturor care vă ascultă. Care este situația statistică în ceea ce privește numărul de viroze, respiratorii, pneumonii și alte afecțiuni specifice sezonului rece? Din punct de vedere al numărului de cazuri înregistrate prin viroze respiratorii și gripă, suntem sub nivelul înregistrat în anul trecut. Anul trecut aveam un număr de 3.000 și cea de cazuri. Actualmente avem 1.896 de cazuri de viroze respiratorii. În ce perioadă, domnule director? Mă refer la săptămâna precedentă, cea care a trecut. Tocmai la acea săptămână mă refer. 3.900 au fost în anul 2020.
15 și în săptămâna anului 2016 au fost 1896 de viroze respiratorii. Pneumoniile, de asemenea, sunt mai scăzute ca și anul trecut. Avem un număr de 340 de pneumonii față de 500. Iar la numărul cazurilor de gripă, și acum am să mă refer la numărul total înregistrat de gripe, în anul trecut am avut 15 gripe, iar actualmente avem 9 gripe confirmate cu laboratorul. Ceea ce denotă o circulație sporadică de intensitate scăzută la nivelul județului Cluj a virusului gripal. Și câte decese au fost înregistrate? Am avut, din păcate, și 2 decese prin gripă la o persoană vârstnică care a cu factori favorizanți și comorbidități preexistente, și anume insuficiență renală în ultimul stadiu, diabet zaharat, obez, hipertensiv și, ca să fie și mai dificil de tratat, persoană care era polialergică medicamentos. Era persoană nevaccinată. Al doilea caz a fost la un copil de 7 săptămâni la care nu se poate face vaccinarea și sistemul imunitar acestui organism a fost mult mai slab în fața virusului gripal, astfel că, în ciuda tuturor măsurilor care sunt terapeutice aplicate, terapie intensivă, ventilație, suport, a decedat. Vorbind de virusul gripal AH1N1? Da, amândoi au fost confirmați cu virus gripal AH1 pandemic like. Întrebare dacă... Virus care este cuprins în tulpina vaccinală din acest sezon, fiind gripă sezonieră. Colegul meu, Remus Florescu, dorește să vă întrebe. Vreau să știu anul trecut câte decese au fost provocate. Anul trecut n-am avut niciun deces prin gripă. Asta. Deci e mai bine. Deci este mai agresiv. Un semn mare de exclamare. Despre vaccinul antigripal, că veni vorba, puteți suplimenta? Dozele mai aveți? Deci, la nivelul județului Cluj, față de dozele primite, s-a suplimentat cu 5.000 de doze care sunt deja în populație, pentru că rețeaua de medicini de familie, ca de obicei, a preluat și a distribuit prin administrarea vaccinului antigripal la grupele de risc. Putem vorbi și despre alte vaccinuri? Fiindcă adineaur, domnul doctor Mureșan, ne-a semnalat apariția unor cazuri de pojar, de exemplu, bolnavii care nu mai erau până de mulți ani. Nu, se înregistrează cazuri de rujeolă, pojar, cum se cunoaște popular, în orice perioadă a anului și fiecare an, numai că sunt număr mic. Actualmente vorbim de cazuri care au apărut la populație nevaccinată, care nu se prezintă la medicul de familie și care nu respectă minimele reguli de izolare, cum povestea înainte domnul doctor Mureșan, de a se izola la domiciliu, de a nu veni în contact cu alți copii sau să nu mergi în colectivitate. Noi avem la ora actuală, la nivelul județului Cluj, 12 suspiciuni, din care s-au confirmat 2 cu laboratorul, 5 sunt cu link epidemiologic, că au legătură cu un caz confirmat cu laboratorul. Și noi avem 4 suspiciuni. La o populație de 700.000 este o morbiditate scăzută, cazurile sunt cu o evoluție favorabilă, s-au început de mers supravegherea în focat și introducerea din nou a vaccinării suplimentare a contactelor acestor cazuri. Ce recomandări ne adresați? În principal și în primul rând, la momentul în care avem o boală de natură infecțioasă transmisibilă, e de dorit să ne adresăm medicului ca să ne poată fi evalua în mod corespunzător și să ne indice o conduită terapeutică adecvată stării noastre de sănătate, să ne izolăm la domiciliu. Nu să mergem în colectivitate, să ne reținem copiii, să ne ducem la grădință, la școală, la fel dacă suntem elevi mari, studenți, să rămânem izolați la domiciliu sau dacă suntem angajați, de asemenea, să ne luăm concediu medical, astfel încât să nu devenim surse de infecție pentru ceilalți. Să nu uităm de regulile minime de igienă, și anume spălatul pe mâini cu apă și săpun, în mod riguros, măcar 20 de secunde, după ce am tușit, după ce am strănutat, după ce am folosit batista, după ce ne-am șters la gură. Toate aceste lucruri vor face ca virusul să fie împiedicat să se transmită ușor de la sursa de infecție către receptiv. Izolându-ne la domiciliu, de asemenea, sursa de infecție nu va veni în contact decât extrem de dificil cu un receptiv.
dacă ne ducem și trebuie să vizităm un pacient care este bolnav cu viroză respiratoră acută, e de dorit să purtăm o mască și să respectăm iar acele norme de igienă folosite pe mâini. O alimentație sănătoasă, în legume și fructe, sucuri naturale în proporții adecvate, astfel încât să asigurăm organismului sursele de vitamine, minerale, ca să poată să lupte eficient împotriva virusului. Și, bineînțeles, de evitat aglomerație, transportul în comun, reuniuni sportive, reuniuni culturale, numai dacă este absolut necesar să fim prezenți acolo. Vă mulțumesc foarte mult. Cea mai importantă măsură este vaccinarea. Vaccinarea este o măsură specifică. Mulțumesc foarte mult pentru intervenție, domnule director. Cu plăcere, eu vă mulțumesc, să rămână. Deci, cam astea sunt sfaturile reluate. Mă bucur că ați reușit să discutați cu domnul director și profit de invitația care mi-ați făcut-o și de discuția cu vaccinuri. Să anunțăm părinții care din noiembrie așteptau vaccinurile pentru copii sub un an. În urmă cu câteva zile, o săptămână, am primit vaccinurile restante din noiembrie, decembrie, ianuarie, februarie. Respectiv, săptămâna trecută și săptămâna asta am reușit să recuperăm copiii de vârstă de 2 luni, de 4 luni sau de 11 luni, de 12 luni, care n-au fost vaccinați de 4 luni cu vaccinul sub un an. Țineți minte că am avut la noastră o invitație pe tema lipsei de vaccin, care n-a ținut de județul Cluj sau de România, a fost o problemă europeană. Este vaccin acum și părinții au început să vină și știu, 80-90% deja am reușit să recuperăm. La fel și copiii în vârstă de 5 ani, apropo de vaccinul acesta pentru pojar, copiii de 6 ani au primit vaccin, copiii de 8 ani, deci avem și pentru școlari și pentru copiii ceilalți și lumea începe să se vaccineze, cu toate că este curentul acesta antivaccin, în momentul în care văd că apar cazuri în familie sau cazuri în colectivitate. Inclusiv vestitul vaccin pentru rotavirus, despre care se vorbește așa mult în presă, este un vaccin opțional în România, dar în alte țări, știu, Austria, Germania, Italia, este în calendarul național. Și multă lume vine acum ca să-și facă acest vaccin pentru că au văzut că lucrurile sunt destul de severe cu pacienții din zona de sud a țării. Și ieri discutam despre vaccinare, despre vaccinarea copiilor în colectivități, așa cum era până anul trecut făcută de medici școlari, iar acum aveți dumneavoastră această sarcină grea. Numai să faceți față. E și bine și e și rău. Vaccinați. Dacă avem timp, vă spun o idee pentru fiecare. De ce e bine și de ce e rău? E bine pentru că marea majoritate a părinților au mai mare încredere în medicul de familie, pentru că medicul de familie știe copilul de când era bebeluș, vine cu el de câte ori are o problemă, iar la medicul școlar ajung doar dacă sunt anumite probleme în timpul activității de la școală. Și atunci, pe ideea aceasta s-a mers ca să mute vaccinurile de la medicul de la școală la medicul de familie, pentru că are un contact sau știu, o relație mai apropiată cu medicul de familie. E rău pentru noi, de ce? Pentru că pe lângă activitatea care avem de zi cu zi și pe lângă faptul că părinții trebuie să meargă să-și ia copilul de la școală, să vină la cabinet și să stea împreună cu ceilalți care pot fi cu alte boli, pot să iau o altă boală sau supraaglomerează cabinetele noastre. Exact în perioada asta, când vă spun, noi avem pacienți cu viroze, cu gripe și cu alte probleme și noi am chemat copiii de 2, 3, 4 luni să-i vaccinăm pentru că noi am vaccinat de 4 luni. Și atunci, ca să reușim să venim în întâmpinarea problemelor părinților, eu, de exemplu, săptămâna trecută și săptămâna aceasta, înainte de program cu 3-4 ore, am venit și am făcut numai program special de puericultură, adică de copii sub un an, ca să ne ocupăm de ei și pe urmă am rămas în continuare încă 6 ori la cabinet să rezolvăm pe ceilalți. Deci încercăm cumva să îi întâlnim, să îi punem la ore diferite. Vă mulțumesc foarte mult că v-ați făcut timp și ați venit să ne dați toate aceste informații importante. Trecem acum la un alt subiect și vă aducem la cunoștință că în prezent doar 5% din deșeuri sunt valorificate la nivelul țării, ceea ce plasează România pe ultimul loc în Uniunea Europeană. În Strategia Națională de Dezvoltare a Deșeurilor s-a stabilit ca țintă un procent de 55% din totalul deșeurilor care să fie valorificate prin reciclare. Știrea, vă rog!
Ca să încurajeze colectarea selectivă, Ministerul Mediului îi trimite pe operatorii de salubritate la casierie pentru fiecare tonă ajunsă în rampă, mai ales că în acest moment nu plătesc nicio taxă de mediu pentru gunoiul pe care îl transportă la gropile din afara orașelor. Ca să fie sigure că nu ajung la gropile de gunoi și deșeurile din țările vecine, autoritățile vor să monitorizeze toate transporturile care intră în România, mai ales că taxele noastre mici sunt atractive și pentru alte state. Avem o vulnerabilitate pentru faptul că aici în România valorificarea și mai ales eliminarea deșeurilor este foarte ieftină, ceea ce face foarte atractiv pentru cei de afară să trimită aceste deșeuri în România. Nu vrem să ajungem groapa de gunoi a Europei. Autoritățile promit că populația nu va plăti mai mult pentru gunoiul dus la ghienă, dar operatorii de la salubritate sunt sceptici. Beneficiarul final va suporta taxa. Și agenții economici vor suporta și cetățenii, pentru că nu o să poată să plătească operatorii de salubritate. Asta înseamnă deja falimentul. Criteriul de bază în economia de piață este eficiența economică. Nu avem de unde să plătim ceva în plus dacă nu îl încasez. Operatorii nu refuză taxa, dar susțin că trebuie investit în infrastructură. Sunt județe în care gunoiul e depozitat la distanțe foarte mari, cum se întâmplă la Cluj-Napoca, iar cheltuielile sunt pe măsură. Un român generează aproximativ 272 de kilograme de gunoi în fiecare an. Asta ne plasează pe ultimul loc în Uniunea Europeană, însă nu ne ajută foarte mult. Din această cantitate, doar 3% ajunge să fie reciclată. Cele mai multe țări europene au un sistem de colectare selectivă bine pus la punct. Deșeurile sunt reciclate sau incinerate pentru a produce energie și căldură. Așadar, prima localitate din România în care sperăm că va fi implementat un sistem integrat de colectare selectivă este Comuna Florești, cea mai mare din țară ca număr de locuitori. Îl avem alături pe primarul acestei localități, domnul Horea Șulea. Bună ziua, bine ați venit! Să vă și vă mulțumesc pentru invitație! Așa să fie? O să avem un astfel de sistem integrat de colectare a deșeurilor? Având în vedere faptul că cei care au dat curs provocării mele și au semnat acest acord de voluntariat, sunt mari prelucrători a tot ceea ce se recuperează și se reciclează în România și nu numai. Sunt firme românești cu tradiție în reciclarea materialelor refolosibile și reintroducerea lor pe piață. Am convingerea că acest proiect va fi dus la finalitate. Ce se va întâmpla? Ce se va întâmpla, da. Este vorba despre un acord de voluntariat semnat între Primăria Florești, la propunerea primarului și la provocarea primarului Comunei Florești, către aceste firme, în sensul în care să încercăm să implementăm ceea ce probabil trebuia implementat de mult în România și în Florești, bineînțeles, legat de reciclare și refolosirea materialelor rezultate din deșeurile municipale. După cum bine știți și după cum bine știm cu toții, în 2020 va trebui să implementăm, să ajungem la o finalitate în ceea ce privește reciclarea din total produse de deșeuri municipale, să ajungem undeva la 50% din totalul acestora. Noi, cei de la Florești, fiind la 5%. Astăzi fiind la 5%. Da. Noi, cei de la Florești, am scade să facem un pas înainte, să încercăm să facem lucrul ăsta până în 2018. Nu pot să zic că n-am avut o experiență prealabilă, după cum bine știți, în luna iunie, una dintre marile societăți de reciclare și-a creat acel punct de colectare în Florești și pot să vă spun că și pentru noi ca și comunitate a fost oarecum rezultatul activității de acolo, a fost oarecum un bulgăre de oxigen, în sensul în care dacă acum 2 ani plăteam penalități către fondul de mediu de aproximativ 94.000 de lei, noi ca și administrație publică, anul trecut, sau suma pe care trebuie să plătim pentru anul trecut, este de 54.000 de lei. Un semn bun. Este un semn bun și este rezultatul activității de colectare doar într-un singur punct. Acum vin și vă întreb și să încercăm să ne imaginăm cu toții ce înseamnă un sistem de colectare selectivă a deșeurilor pe întreaga rază a Comunei Florești. Funcție de zone și funcție de densitatea populației. Vor fi zone unde această colectare se va face în recipiente subterane.
Vor fi zone unde se va face în recipiente supraterane, în acele clopote. Fără discuție, vor fi locuri unde se va colecta sticla pentru prima oară. Cu alte cuvinte, o să vă spun că am avut în vedere inclusiv zona de case, unde se vor pune la dispoziția cetățenilor saci pentru colectare selectivă, iar colectarea se va face oarecum funcție de necesități. Pentru că această asociere are implementat deja un sistem electronic prin care ceva echivalent, ca să înțeleagă toată lumea, ca și cum ai apelat taxiul. Bun, deci, dai un telefon? Nu, accesezi softul respectiv, dai un click, ei știu de unde vine și îți vine răspunsul în aproximativ 2 ore, o zi sau când vor veni să ridice acele deșeuri colectate selectiv la producător. Și să vă spun de ce am insistat și de ce insistăm la acest sistem ca această colectare să se facă direct la producătorul de aceste deșeuri menajere. Necolectarea selectivă și selectarea din deșeurile municipale a celor care pot fi recuperate nu duc decât la o îngreunare a ceea ce reprezintă prelucrarea acestor deșeuri. Colectarea selectivă la producătorul de deșeu înseamnă oarecum o curățenie acelor produse refolosibile și, bineînțeles, ușurează și din punct de vedere financiar eforturile celor care reciclează aceste produse. Bun, dar acum o să încurajați pe cetățenii Floreștiului să colecteze selectiv. Am înțeles, la cei care locuiesc la case acum, o să le dați saci. Legat de încurajat, vă gândiți cumva la aspectul financiar? Nu, nici vorbă. Nici vorbă, ok. Înseamnă că gândim la fel. Eu cred că în primul rând trebuie să apelăm la conștiința omului și să determinăm să înțeleagă că colectarea selectivă nu este o parte integrantă a existenței noastre în comunitate, să nu spunem pe fața pământului, și că este obligație atât morală cât și obligație cetățenească. Dar vă spun sincer, în urma ceea ce am văzut că s-a întâmplat la acel punct de colectare în cele 6 luni de zile cât au trecut de când s-a deschis, pot să vă spun că lumea își dorește colectare selectivă. Am nenumărat cetățeni care îmi scriu și pe Facebook, îmi scriu și pe mail-uri, chiar comunicăm la telefon, care își doresc colectare selectivă. Românul începe să schimbe optica despre lume și viață. Ce aș putea să vă spun? În momentul în care, datorită necolectării selective, vor crește tarifele pentru deșeurile municipale, cu siguranță este metoda aceea coercitivă. De data asta avem șansa nu să crească aceste prețuri. La oarecare finalitate sau la un anumit timp, s-ar putea să avem surpriza plăcută că acești mari prelucători să vină alături de comunitate și, ce știu eu, să fac un parc de joacă sau să fac o investiție în interesul comunității. Nu este vorba despre bani, pentru că aici nu discutăm despre bani, este vorba pur și simplu de o acțiune voluntară în interesul comunității. Aș dori să vă mai spun un lucru foarte important. În toată această ecuație, administrația publică locală nu trebuie să investească nimic. Acești mari prelucrători vin și încearcă, și-au găsit Floreștiul ca o localitate, ca o comunitate care dorește să se implice în colectarea selectivă și, de ce nu, probabil ca să devină un model și pentru alții. Foarte bine. Te auzi că trebuie să vă implicați și dumneavoastră. În sensul că românul, e tot român, da? Așteaptă să-i bateți la ușă, să-i dați un sac, așa sau este. Saci, așa, da. Să spuneți, uitați, aveți ocazia acum să colectați selectiv, puteți să o faceți și să îi îndrumați. Poate asta nu neapărat din funcționarii primăriei să bată la fiecare ușă, ci probabil că va fi acel grup de voluntari care se vor implica în promovarea acestui. Așa cum s-a făcut la Arad cu uleiurile uzate și Agenția de Protecție a Mediului au mers tot așa din casă în casă și le-au dat de recipienți în care să colecteze acele uleiuri, după care să fie ridicate, poate așa îi stimulăm, îi și informăm. Așa este. Și cu siguranță. Fiindcă noi am încercat în momentul în care facem un punct gospodăresc, îl proiectăm, am discutat asta, da? Să putem avea 3 containere
cel puțin, așa cum este la primărie, da, să putem depozita selectiv acest lucru. Și ce folos în momentul în care îți vine prestatorul de salubritate și îți ridică gunoiul, ți ridică de valma? Da, și îl pune totul este un pas înapoi. Fără discuție. Într-adevăr, această stație a prins foarte bine și a încurajat floreștenii să meargă acolo. Este și educativ, un joc educativ și pentru copii. Și așa, cu acele vouchere și cu să fii soldățelul verde și așa mai departe, prinde... Din promisiunile celor care s-au implicat în montarea acelei stații în acel loc, pot să vă spun că la începutul lunii martie, undeva săptămâna viitoare sau cealaltă, vom mai avea o stație asemănătoare la firma Pui, acelei firme de pe strada Eroilor. Este bine de știut, fiindcă la București sunt două astfel de stații. Uite, și în Florești o să avem două stații. Eu vreau să vă spun că ar trebui lucrat și pe partea financiară, pentru că o firmă care îți duce deșeurile gata selectate le valorifică. Cumva ar trebui reglat și la prețul la care le duce, pentru că nu este tot una să le ducă la o groapă de gunoi și să le ducă să le proceseze, pentru ei înseamnă un profit. N-ați înțeles. Niște bani. N-ați înțeles. Eu astăzi fac ceea ce fac din dorința de a avea un Florești curat, lucru pe care doamna Luminiță a văzut, mulți floreșteni și-l doresc, și nu discutăm despre aspectul financiar. Suntem la un început. De ce vorbiți că faceți, nu? E normal să fie deja un Florești curat și pe metoda veche de colectare. Colectarea ce? A deșeurilor. Păi vă întreb, de ce ar fi Floreștiul mai curat decât Clujul în condițiile date, în condițiile în care noi nu avem acel centru de management integrat al deșeurilor, în condițiile în care noi nu avem un depozit unde să punem fracția umedă în urma colectării selective? Eu zic că prin selectarea aceasta ajutați în primul rând procesatorul, nu, firma în primul rând mă ajut pe mine să trăiesc într-un mediu curat. Dar și firma deci vă spun sincer. Deci eu vă spun sincer, vin din lumea realului și nu-mi plac discuțiile sterile și discuții care nu-și au locul la un moment dat. Suntem la momentul în care acești oameni vin alături de Florești, ne pun la dispoziție toate sistemele pe care le au ei de colectare, noi să facem colectare selectivă, iar dacă ați fost atent în ceea ce am spus eu, la un moment dat, bineînțeles, și Florești va profita în urma acestei colectări selective. Că nu va profita cetățeanul direct cu banul în buzunar, că nu se poate, dar păi v-am spus, parcuri de joacă pentru copii... primar trebuie să negociați chestiile, parcurile și celelalte... Știți cum e? Negociem în momentul... Așa facem bun gospodar. Mă rog, dacă dumneavoastră considerați și încercați să caracterizați ceea ce înseamnă un bun gospodar, o să vă rog să veniți în Florești și să întrebați pe floreșteni ce a fost Floreștiul până acum 4 ani de zile și ce este Floreștiul astăzi. Dar nu trebuie să vin, că văd ce greu e să ajungi în Florești la orele de vârf. E din dezastru. Cauza cui? Din cauza faptului că nu există o centură ocolitare. Din cauza cui? Nu știu, dumneavoastră discutați de centuri ocolitoare? Uitați-vă, eu am apelat inclusiv la ultimul ministru al transportului, care este concetățean cu dumneavoastră, nu cu mine, și n-am găsit înțelegere pentru a face o investiție în zona de unde se trage și zona care l-a propulsat în politică. Mă refer la domnul Ioan Rus. Înțelegeți? De ce nu luați exemplul primarului Oradei? Păi eu nu trebuie să iau exemplul primarului Oradei, pot să vă spun și să vă mai duc încă o dată la cunoștință. Doamna Luminița știe că locuiește în zona respectivă. Am obținut un credit pentru construcția unei șosele de ocolire pe partea de sud a Floreștiului cu o dobândă de, atenție, cu o dobândă de 0,3% peste dobânzi la băncii naționale. Este cea mai mică dobândă obținută de o administrație publică locală în ultimii 4 ani în România. Eu zic că ăsta este un merit al meu, un merit al nostru, al floreștenilor, este un merit a tot ceea ce se întâmplă acolo. În data de șapte... Stai că mai este o cală. Domnule, știți cum e? Pentru că am primit comunicate de la primăria Florești de vreo 2 ani, că tot se face, că luați credit, că... Acum creditul a fost luat. Știți cum e foarte simplu, eu vă spun sincer, e greu de muncit și e foarte simplu sunt de comentat. Eu apreciez poziția dumneavoastră ca și ziarist. Eu apreciez poziția dumneavoastră ca și ziarist, apreciez atitudinea și aciditatea poziției dumneavoastră, care nu face altceva decât să mă ambiționeze în plus. Mă bucur. Perfect. Mă bucur. Deci în ce stadiu este? În 7 martie vom avea licitația pentru execuție.
Și dacă nu o să fie contestații, cam care este? Dacă nu o să fie contestații, eu cred că evaluarea ofertelor durează cam 3 săptămâni. Cam 3 săptămâni, pentru că și aici pot să vă spun că am încercat să facem, să ne atragem alături de noi cei mai buni consultanți, pentru că la asemenea investiție nu poți să-ți permiți să te joci. Pe parte financiară am avut cea mai mare și cea mai bună firmă de consultanță financiară din România, probabil că și ăsta este unul dintre motivele pentru care am obținut dobânda atât de mică. Pe parte tehnică, la fel, avem cei mai buni consultanți din punct de vedere tehnic, dar și din punct de vedere juridic, pentru că s-ar putea să se nască situații în care să se conteste, să ajungem în instanță sau ce știu ce. Și acolo trebuie să fim foarte bine, foarte bine reprezentați. Cu angajații primării e clar. Nici marile primării din țară nu își pot permite să țină oameni la asemenea valoare pe salariile care, din nefericire, le găsim în administrația publică. Pot să vă spun că în primăria Florești, astăzi, 60% dintre angajați lucrează pe salariu minim pe economie. Cred că multe primării din țară sunt tot așa la limită. La telefon o avem acum pe Laura Baboș, președintele Asociației Părinte în Florești. Bună ziua, doamnă! Bună ziua, doamna Curdea, și bun găsit invitațiilor dumneavoastră. Asociația dumneavoastră derulează de câțiva ani mai multe proiecte în domeniul colectării și reciclării deșeurilor și totodată al educării tinerelor generații în ceea ce privește protecția mediului înconjurător. Ce părere aveți despre proiectul ambițios al primăriei Florești de implementare a acestui sistem integrat de colectare selectivă? În primul rând, aș dori să vă mulțumesc pentru oportunitatea de a vorbi în direct la emisiunea dumneavoastră. După cum ați menționat, într-adevăr, Asociația Părinte în Florești acționează și în acest domeniu. Am avut deja două proiecte, reciclare, recreare, responsabilitate, pe care le-am desfășurat cu sprijinul financiar al primăriei și al Consiliului Local Florești, anul trecut și acum 2 ani. Ne bucură orice inițiativă în acest domeniu, ne dorim un mediu mai sănătos pentru copiii noștri și pentru noi implicit și apreciem și lăudăm această inițiativă. Credeți că este viabilă? O să marșeze floreștenii la colectare selectivă? Ce ați constatat dumneavoastră? Orice schimbare este privită cu oarecare neîncredere, însă eu sunt convinsă că dacă ne unim eforturile și acționăm pe mai multe căi și pe mai multe planuri, sunt convinsă că vor crește șansele de a reuși. Mă asigur că mai avem încă de muncit. Noi, pe baza proiectelor pe care le-am desfășurat, putem spune că am găsit și oameni foarte entuziasmați, oameni care mi s-au alăturat la prima idee discutată, dar de asemenea am găsit și persoane care au venit cu puțină neîncredere către noi. Oameni sunt de toate felurile, știți cum este. Ca fiecare, exact, fiecare acționează în conformitate cu valorile proprii și cu ceea ce consideră că este prioritar pentru sine și pentru comunitate. Ei, avem la masă primarul, avem și ONG-ul. Cum vă puteți dumneavoastră implica în acest proiect? Noi susținem inițiativa și chiar venim și cu altă idee pe care am depus-o deja către primărie. Noi am venit cu ideea de a susține ideea de colectare selectivă și reciclare creativă încă de la cei mici. Proiectul pentru care ne-am gândit în acest an vizează de asemenea ateliere de reciclare creativă și educație prin colectarea selectivă pentru copiii de la grădiniță și de la școala din Florești. Eu zic că e bine să începem de la această etapă. Copiii am observat că sunt mult mai receptivi și copilul atrage după sine părintele în orice activitate. La rândul lui copilul o să-și educe părintele. Sperăm. Da. Noi acționăm și în această idee, sigur că da. Vă mulțumesc mult pentru intervenție. Într-adevăr, am avut colaborări fructoase și reușite împreună cu Asociația Părinte în Florești, cu doamna Laura Baboș, care se implică și este un om de suflet. Pot să vă spun că și la nivelul școlii gimnaziale Gheorghe Șinca din Florești, candidată unica, sper că la toamnă să mai avem unul, există acea patrulă verde formată din acei elevi care vor și înțeleg ecologia, care la rândul lor, prin activitățile lor, i-au antrenat și pe colegii lor în activități de ecologie.
Dar dacă am discutat despre aspectul ceea ce privește educarea părinților de către copii, eu aici pot să vă spun că am avut niște experiențe neplăcute când cu copiii de la școala gimnazială Gheorghe Cinca din Florești, și cred că și doamna Babuș era, a participat la acea activitate, am încercat să ecologizăm o zonă a Floreștiului unde, din nefericire, intervenția poate să fie o dată la două zile. Ei, în momentul când am ajuns cu copiii în acea zonă, la un moment dat, din partea unei doamne mai în vârstă, mi s-a replicat ceva de genul: și acum ce vrei să ne demonstrezi? De ce ai adus copiii aici? Să ne faci de rușine? Noi crezi că nu puteam să curățim. Și de ce n-am făcut-o? Da. S-a schimbat ceva? În urmă cu câteva minute am primit un mesaj, așteptând să intru în emisiune, am primit un mesaj pe Facebook în care mi se aduce la cunoștință faptul că ok, ecologie, dar e cam multă mizerie pe valea aferentă străzii eroilor. Ei, pe valea aferentă străzii eroilor, împreună, personal am fost vineri cu cei de la social, care nu sunt mulți într-adevăr, și am făcut curățenie. Astăzi este la loc. Și am întrebat-o pe doamna respectivă: nu vă supărați, și scuzați să-mi fie expresia că am pus ghilimele de rigoare, vă băgați? Da, uite, un om care vrea să facă ceva. Și sunt mulți oameni care vor să facă ceva în sensul ăsta. Ideea e că trebuie să apară acei oameni care să coaguleze și să înceapă să promoveze aceste idei. Bun, asociațiile vă ajută, primăria să acționeze, atunci probabil că o să schimbăm mentalitatea. Eu sunt convins că va fi o reușită și vă spun pe ce mizez. Nu avem probleme în vatra satului, acolo problemele sunt rezolvate prin faptul că și acolo am distribuit acele pubele pentru fiecare familie. Problemele apar în zonele unde sunt imobile de locuit colective și mizez pe faptul că va fi o reușită din punct de vedere al colectării selective, pentru că marea majoritate a locuitorilor din acea zonă sunt oameni tineri, oameni cu școală, oameni care înțeleg că și vor să trăiască într-un mediu mai curat. Ei, și efortul lor, acolo efortul apar, nostru. Din păcate, și șobolani, fiindcă numai anul trecut a fost o chestie știri discutabilă la momentul respectiv. S-a demonstrat că n-a fost chiar așa. Dar vedeți dumneavoastră ce înseamnă să amesteci piața cu politicul ca să-ți urmezi un obiectiv. Cam asta a fost chestia cu șobolanii. Eu pot să vă spun că anul trecut am avut o nouă licitație pentru, în ceea ce privește operatorul pentru deratizare pe domeniul public, și pot să vă spun că am făcut o deratizare ca la carte. Mai sunt curse în care eu am găsit pliculețele respective, deci încă mai există rezervă de otravă. Ce știu pentru cât? Clar, în primăvară va trebui să facem o deratizare din nou. Degeaba deratizare dacă colcă gunoaie sunt lăsate acolo. Din punctul ăsta de vedere aveți dreptate și este marea problemă a județului Cluj depozitarea deșeurilor menajere. Astăzi pot să vă spun că sumele pe care firma de salubritate le plătește pentru depozitare sunt cam de 6 ori mai mari decât valoarea normală a acestei depozitări. Dar este o firmă privată, dacă nu le-ar ieși profit, cred că... E ok, eu de-abia aștept să implementăm pe suprafață cât mai mare a Floreștiului colectarea selectivă. Îmi doresc și fac apel la floreșteni să încerce să facă fiecare colectare selectivă, astfel încât în momentul când se ridică deșeul menajer, să fie doar fracția umedă și să putem să o ducem, să plătim sume aferente doar a ceea ce nu poate fi folosit. Bun, eu vă mulțumesc. Vă lansez deja o invitație să discutăm și despre drumuri, dar Remus, da, despre centura deadline-ul. Și de asemenea să vedem cum se circulă pe drumul eu național. Eu vă aștept, după cum bine știți, aceste licitații sunt publice, iar dacă timpul vă permite, vă aștept în 7 martie la Primăria Florești. Va fi data când vor fi deschise ofertele pentru licitația pentru execuție pentru șoseaua de ocolire pe partea de sud a Floreștiului. Dar aș vrea să vă mai aduc la cunoștință un aspect scurt. Foarte scurt, că ieșim din emisie. Avem un proiect câștigat pe PNDR. Este un proiect care a fost declarat eligibil. În martie va intra în sesiunea de finanțare. Este vorba de asfaltarea drumului de pe partea de nord a Floreștiului. Este o lucrare care se va face din bani europeni. Valoarea lucrării undeva în jur de 1 milion de euro. Un lucru bun.
Mulțumesc, domnilor, pentru prezența în emisiune. Încheiem aici ediția de astăzi a emisiunii Transilvania la zi. Sunt Luminița Purtea Cotuțiu și vă doresc toate cele bune.